Bună ziua, domnul profesor! Să rămână, doamna Angelescu! Mă bucur foarte tare că de data aceasta nu mai sunt la examen la dumneavoastră, cum eram cu ani în urmă. S-a sucit treaba. Student și dumneavoastră profesor. Pun eu întrebări. Mă bucur foarte mult pentru ascensiunea dumneavoastră profesională. Eu am repetat, ați fost printre studentele cele mai meritorii ale Facultății de Drept. Mă onorați. Apoi drumul dumneavoastră a mers într-o altă zonă în care dumneavoastră onorați această zonă. Mulțumesc tare mult. Aș vrea să începem așa acest interviu vorbind un pic, pentru că am o curiozitate, despre familia dumneavoastră. N-ați vorbit mai niciodată. Știe toată lumea ce carieră strălucită ați avut. Aveți un CV impresionant. Dar despre rădăcini, de unde vă trageți? Familia, părinții. Dacă puteți să vă întoarceți un pic înapoi în copilărie, ca să știu și eu de când am mugurit așa în gândul dumneavoastră speranța, dorința și putința de a intra în cadrul Ministerului de Interne și de a deveni criminalist, psiholog criminalist. Este o întrebare vis-a-vis de răspunsul căreia foarte mulți dintre masteranzii și studenții noștri o să fie mulțumiți, pentru că și pe ei îi preocupă, mai ales acum, la vârsta tinereții și a viselor, ascendența profesională, reușita într-o anume zonă și așa mai departe. Însă, fără a le opri visul, pentru că visul unui tânăr nu poate fi oprit niciodată sau frânt, îi încurajez să viseze și să proiecteze spre zona aceasta, dar pentru că toată viața am fost un realist și un pragmatic, trebuie să subliniez că sunt alte timpuri și alte vremuri astăzi. Deci copiii trebuie să se adapteze noilor realități. Spre exemplu, la vremea când eu am fost selecționat pentru Institutul de Criminalistică și pentru criminalistica în România, era greu și să zici psiholog, că sunt două consoane. Păi și sunt. Exact. Și sunt suficient de multe etape din viața mea când mi s-a zis spiolog, profesor, fel de fel de chestii. Psiholog. Psiholog, da, exact. Deci au fost alte vremuri, în sensul că Ministerul de Interne nu școlariza pe această specialitate. Nu școlariza. Ușor, ușor au avut loc evenimente novatoare și în structura în care poliția, criminalistica și așa mai departe s-a raportat evenimentelor infractogene și riposta anticrim a cerut la un moment dat prezența psihologului. Ba mai mult, au avut loc deschideri și colaborări cu alte unități de poliție din lumea asta întreagă și s-a auzit de profiler, s-a auzit de abordarea analizelor comportamentale. O, dar târziu. Târziu. Foarte târziu față de alții care făcuseră mari pași. Sigur în că acest da. Domeniu. În 51 au americanilor FBI analiza comportamentală. Deci foarte târziu. Acest lucru mi-a favorizat mie ascensiunea profesională. Eu am terminat facultatea de psihologie cu o medie care mi-a permis repartiție republicană, adică în București. Ați avut noroc pentru că pe urmă s-a interzis. Ce frumos, frumoasă observație, că nici aici n-am vreun mare merit. Eram 28 de psihologi în toată țara, să mă audă studenții de la psihologie, 28 de psihologi. În toată România, singura facultate la București, nu Iași, nu Constanța, așa mai departe. Și pe numărul ăsta mic de specialiști, exista o ofertă destul de mare, posturile fiind foarte bune, prin spitale, prin ministere, prin policlinici, foarte multe zone aveau nevoie de psihologi, inclusiv zonele Ministerului de Interne. Eu însă m-am dus psiholog clinician, dacă vreți să știți, și am stat toată stagiatura, 4 ani de zile, într-un serviciu de explorări neuropsihice, de care mi-aduc aminte cu mare plăcere, facem o paranteză. Dom'le, acest serviciu își propunea să acorde asistența psihologică, montajul psihologic numai al sportivilor de înaltă performanță. Deci îți dai seama, Adina, ce mare favoare ca eu, având 23 de ani, să stau de vorbă cu Cornel Dinu, care avea și el 24 sau 25, procurorul, cu Lucescu, cu Dobrin, cu Aleg Năstac, pe toți îi salut cu toată dragostea,
pe cei care sunt în viață și își aduc aminte, zilele astea, prin contribuția și efortul domnului profesor George Coca, care ți-a fost profesor la penal, domnule, am făcut o serbare a acestei personalități care a fost Marcel Răducanu de la Steaua, care mie mi-a fost în vremurile acelea pacient, pentru că era o plăcere, cum să spun, provocatoare, să dai teste de inteligență, de atenție, de memorie, etc., pentru obținerea vizei, apt psihic, acestor mari sportivi la care lumea se uita printre gard, iar ei veneau la mine în calitate de subiecți. Am fost un avantajat și am legat și prietenii. Și ei au fost avantajați pentru că psihologia este foarte importantă pentru un sportiv de performanță. Sigur extrem că de importantă. Extrem de importantă. Creează și în tenis, la fel, în toate, da. Poți să ai talent, poți, da. Da, trebuie să fii tare din punct de vedere psihologic. Ei bine, acolo am învățat și eu cum se scrie în centrul ăsta de medicină sportivă un articol științific pentru o revistă din țară sau în străinătate. Am colaborat și am fost coleg și prieten cu neurologi, cu endocrinologi, cu fizioterapeuți și așa mai departe. Și este timpul cu mare curaj să afirm că în vremurile acelea steagul României era pe cele mai înalte catar. Și aveam mulți sportivi de performanță. De mare performanță. Dar rădăcinile. De unde rădăcinile. Da. Părinții. Dumneavoastră. Da, îmi face o mare plăcere să-ți spun că mă trag din dealurile Mehedințului. Un sătuc mic numit Bobaița, din comuna Malovăț, aproape de Turnul Severin și aproape de Dunăre. Ce zonă frumoasă! O zonă minunată. Minunată. Și eu îmi place să spun că n-am părăsit-o niciodată. Da, sunteți deci dunărean cu inimă dunărean, largă. Da, da. Și acolo ne-am agonisit viața din ceea ce poate să facă o gospodărie individuală pentru autoexistență. Adică, ce se străduiește acum să fac? Păi nu puteai să n-ai acolo o vacă, două, să nu ai o pereche de cai cu căruță, să nu ai astea, niște oi, capre și așa mai departe. Avea. Păi sigur că da, și după vârstă aveam atribuțiuni. Ușor, ușor m-au luat unchii mei la coasă. Coasa este o chestie frumoasă, mă, copii. Și periculoasă. Și ține loc de multe săli în care trageți și băgați anamolizante în voi. Coasa e coasă, la 12 ani să cosești lucernele și fânul și toate celelalte. Da, și să nu-ți cosești picioarele. Și să nu-ți cosești picioarele. E periculoasă. Și să faci brand. Mă înțelege cine trebuie. Pe articulația asta, dată cu coasa, e mare pericol ca cineva să... Deci părinții dumneavoastră... Da. Modești. Da? Da, și datorită acestui lucru... Dar care v-au educat foarte bine și v-au dat foarte un scop sănătos, în viață. Foarte sănătos. Da. Scoborând spre Turnul Severin, unde și-au făcut ei o casă, am hălăduit prin cartierele Tabaci, Moara de Foc, Schela Cladovii, Cloșani și așa mai departe, care, pentru că mă pui aici în fața mărturisirilor și e bine să cunoască tinerii mei studenți, care cartiere n-au putut să-mi ofere decât ce se putea oferi unui tânăr într-un oraș port, Turnul Severin. Adică, să le luăm pe rând, barbut la greu, cu golani, cu astea, cu nu știu ce. Porumbei, eram cel mai mare crescător de toate națiile porumbei. Bișniță până la Dumnezeu, bravo, cu sârbii, cu ăștia, cu cafeaua, Cu țigările, da, încăierările între noi, adolescentine, dar care se lăsau și cu morți, pentru că noi încă eram la nunți, la nedei, la astea. Scuteam. V-ați încăierat vreodată? Am avut destule din astea. Pe o fată? De să știi că, uite, multă lume vorbește și își închipuie un peisaj și eu le doresc tuturor să se bucure. N-am prea avut timp. Cum dracu să ai timp de fete în sensul romanelor lui Teodoreanu pe care le citeam sau drume și așa mai departe, când trebuia să faci suică. Păi pentru asta trebuia să umpli budanele alea cu prune, să le cauți pe jos, să te lupți cu cazanele de boască, de borhot, de cutare. Sau veneau toate celelalte munci din care trăiam. Ca să mă duc la școală trebuia să vândă un porc, un vițel, ceva. Domn profesor,
făcutul țuicii să mai termina? Nu începea și vremea... N-am avut timp și nu am... Vremea îndrăgostelilor, să spunem. M-am trezit îndrăgostit, așa. A, v-ați zis îndrăgostit. Da. Și acum tot așa să-i încurajez pe tinerii noștri. Măi copii, având atâtea munci de rezolvat, cum v-am zis, oraș port cu nenorociri, cu bișnițari, cum sublinia și interlocutoarea mea, atât de frumoasă, băi, n-am prea avut timp de învățat carte. Hai, nu fiți uimiți așa. Profesorul Butoi, cel mai mare, cu tare... Cu... Profesorul Butoi n-a luat niciun examen, mă, în viața lui, din prima. Stați pe lângă televizoare, cu părinții, cu astea, cu nu știu ce. S-a fost examen în generația mea să dai din a patra la a cincea. Normal că am picat. Era de vorba, de treaba la mulțirii, de socotel de asta, de gradul întâi, de gradul doi, prin clasa patra, nu mi-intra un cap deloc. Motiv pentru care n-am intrat. Abia toamna, pe niște locuri la o școală generală pe acolo, s-a făcut așa puțină curățenie și toamna am intrat și eu. Fac 7 clase. Trebuia să dau examen de capacitate, să intru într-a 8-a la liceu, țintă mare de tot. Credeți că am intrat? Nu am intrat. Tot așa toamna, cu mare, mare supărare, mâhnire și pe mine și pe părinți și pe alții care intraseră, am intrat și eu. Deci sunteți copilul toamnei, să spun așa. Vreau să spun așa că toamna se găsea și pentru mine un loc și intram. Am făcut liceu. Dezastru. Păi ca să iei, hai de mine, mi-aduc aminte, fizica, chimia, matematicile, bă, erau domenii pentru mine străine, mă. Rău de tot. Dacă luam un 7 sau un 6 la matematică, eram deja în proprii mei ochi, eram o valoare. Termin amărâtul de liceu, hai să dau și eu examen la facultate. Mă uit la colegii mei, că n-aveam cine, mama, care a fost cea mai frumoasă mamă, cea mai iubitoare, cea mai devotată și cea mai minunată, punea degetul când avea de scris pe hârtii, pe astea, că nu avea școală și astea. Cu cine să mă consult? Dar am auzit din zvon public că se poate intra la medicină. Aoleu, repede să mă duc și eu la medicină. Am venit aici în București la medicină, vreau să fiți atenți. Cu alte cuvinte, iată-mă pe mine, țărănușul ăla de acolo cu atâtea insuccese, venind la medicină în București, să dau eu la medicină. Păi frate, aici la medicină când am ajuns am găsit pe holurile facultății alți candidați. Ușurel mai în vârstă decât mine. Se înființaseră atunci pungile de plastic pe care scria Kent, Marlboro cu tare. Uh-huh. Acești candidați, fete și băieți, purtau pungile astea pe holuri și în ele vedeam prin transparență niște cărți groase. Ranga, Voiculescu, ce stastea, mă? Păi, bă, băiatule, amețitule, astea sunt tratatele de anatomie, de fiziologie, ai citit? Nu, eu am anatomia, aia de la liceu, pentru că așa ne și spuneau ăștia. Veniți, nu mai pregătiți, numai cu asta, ca să meargă meditațiile, industriile cu tare. Am luat 6-6, normal că am picat. Ei, și aici urmează să-i răspund Adinei. În situația aceasta mă întorc din nou, eram obișnuit, cu coada între picioare, acasă. Ce ai făcut, mă, mamă, pe acolo, pe unde ai fost? I-am explicat eu lui mama cum e Bucureștiul, cu statui multe, cu parcuri, cu astea. Pe mama noastră o chema? Veronica. Veronica. Veronica, da. Și mama era încântată de ce spuneam eu și în sfârșit le-am explicat că n-am intrat, din puțin mama n-am intrat. Am luat 6-6, se intrase cu 8-50. Așa. Ei, ce facem? Ce facem? Ce facem? Te duceai spre 17-18 ani? Mama, îl dăm cu unchiul Nae, care era mecanic instalator. L-ai văzut pe unchiul Nae toată ziua cu salopetele, pune calorifere, face cazane, nu știu ce. Mereu are bani unchiul Nae, că îl cinstește lumea. Tata. Măi, Veronico, e bine și să-l dăm la o meserie pe băiat, dar tu ai văzut ce mâine are unchiul Nae? Ce mâine are? Pline, bă, de motorină, de rugină, sărac, cu unghiile alea negre cu care lucrează. Eu îl fac frizer, zice tata. L-ai văzut pe Robertino în Strada Mare? Îmbrăcat frumos, la halat, cu tare, de câte ori mă bărberesc, e la 3 lei.
Și pe disputa asta și încotro să mă duc în viață, că trebuie să lămurim asta, că ne ascultă studenții. Pac, comisariatul militar la poartă. Nope. Alo, Tudorel Butoi? Eu sunt. Ia de aici, de la tata. Ordinul să mă duc la comisariat. Prin septembrie era. Că ți-a venit rândul să te duci militar, mă. Voi nu mai faceți armata, tinerii mei ascultători. Din păcate, într-adevăr. Și am aflat deci că trebuie să mă duc militar. Și că viața mea în carieră se frânge, se rupe. Intrăm într-o altă etapă de responsabilitate, de maturitate. De disciplină. De disciplină. Care lipsește generația actuală. Băi, Adina, m-am dus la comisariat cu alți tineri de la. Ne-am jucat fotbal cu castane, cu astea, că era toamna. Până când s-a cam golit platoul comisariatului, a mai rămas decât vreo câțiva care am primit vestea tristă că va trebui să mai venim o dată pe 25 octombrie, pentru că pe noi ne ia la marină. Lovitura tsunami e mic copil tsunami. Pentru că ăștia făceau toți un an și 4 luni, noi trebuia să facem 2 ani. Iar eu care totuși scosese la capăt și eu liceul ăsta, mi-ar fi plăcut să mă duc și eu student. Las la o parte faptul că în această marină am obținut calificarea de radiotelegrafist, fonie, semne, morse, chestii cu aviația, cu marina, bună, bună specialitate. Cu asta puteai să te duci în marină și grea, sau la serviciile poștale, în telecomunicații. Sau să fiți coleg cu Băsescu. Sau să fii coleg cu domnul președinte, sigur că da. N-a fost să fie pentru că într-o noapte, să mă asculte acum oamenii ăștia, toți să mă ascultați, într-o noapte, în cabina mea de radist acolo, cu liniștea și marea, apropo de asta, am văzut sute de răsărituri și apusuri de soare și am înnotat în apele mării cu 200-300 de metri adâncime, ceva de vis, nu vedeai malurile, a fost foarte frumos. Punct. De la vreun 1,65 m, cred că am ieșit din marină cu 1,82 m, cu o forță și cu agilitate și cu extraordinar. Apropo de armată, mă. Da. Bun. Și, Adina, într-o noapte mă gândesc, băi, totuși, ce fac? Ce fac? Gândul ăsta, eu ce fac, ce rost îmi găsesc în viață, m-a făcut ca în momentul în care m-am îmbarcat, am debarcat dintr-o cursă din asta de marină, că făceam tot litoralul, Tulcea, în sfârșit, până în Bulgaria, să mă duc la Biblioteca Comandamentului Marinei Militare. Și pentru că psihologia era cartea cea mai subțire, ați luat-o pe. O puneam la centură, cartea, că știu ăștia cum o poartă, așa, psihologia, și cunoșteam anatomia și fiziologia de la încercarea, tatonarea cu medicina, m-am pregătit perfect pentru facultatea de psihologie. Deci așa ați ajuns, așa am ajuns la facultatea de psihologie. Să vezi cum. Am luat din comandament de la bibliotecă toate cărțile de psihologie, le-au tratate lumea, nici acum n-au citit unii, cu chestiuni telepatice, comunicarea dintre submarine și nave, ce avea ăștia acolo. Inteligența, intuiția, creativitatea, imaginația, toate, dar tot în domeniul militar. Și m-am dus la amiralul flotei române cu raport în mână, domnul amiral, am pierdut un an. Sunt și eu cu liceul terminat, grăpiși, târâși. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să dau examen. Ce zice amiralul? Dumnezeu să-l mântuiască pe unde o fi. N-am văzut nimic împotrivă. Ți-am văzut fișa. Foarte bine la trageri, foarte bine la sport, foarte bine la astea. Cu toată dragostea ți aprob. Dar să știi că am mai dat aprobări din astea. Unul n-a intrat. Părerea mea e aprobare de 7 zile. Du-te, îți dau 11 zile, te duci acasă. Și ați intrat. Îți vezi familia, îți vezi astea, îți vezi nu știu ce. Și ați intrat. Dar stai că e frumos cu intratul. Da. Plec cam în grabă și nu apuc să-mi schimb și eu. De fapt, eu vrusesem să-mi schimb uniforma de marină, da? Mâinecile de la costumul meu de bac erau până cam aici. Cam scurte. Cam scurte. Pantalonii la fel. Eram o mică caricatură și după mă duc militar. Mi-am
făcut uniforma, am călcat-o, am ajuns militar. Când am intrat, era o oarecare mirare. Un militar printre ei, din marină, să dea examen. Am luat 8,66 la scris și iată-mă la oral cu marele profesor Paul Popescu Neveanu, Dumnezeu să-l mântuiască, și cu două din frumoasele asistente pe care le avea atunci, în comisie. Ce-mi pică, mă? Probleme de telepatie, imaginație și cu tare exact, cu transfer de gânduri. Cu... Ce citisem în marina militară? Mă ascultă preț de vreo 10 minute. Deci ați avut și noroc. Nu noroc, uriaș. Uriaș. Și zice Neveanu, păi dumneavoastră ai citit din literatura militară. Da. Păi atunci ai 10. Și mi-a dat Neveanu 10 la oral. Iar fetele, asistentele, au zis, tinere, poți să ne dai bereta? Bereta aia noastră. Eu, poftiți. Ți-am spus, dragă, că bentițele astea sunt de mătase. Tu spuneai că sunt din plastic. Uite, sunt de mătase. Și pe chestia asta cu controlul la beretă și cu faptul că am răspuns foarte bine, am intrat la facultatea de psihologie, am terminat psiholog, repartiție republicană, la centrul de medicină de care am vorbit, asistență exploratorie pentru sportivii de înaltă performanță. Până când într-o zi mi-a bătut cineva în ușă. Ce faci? Dom'le, cine sunteți? Nu sunteți în planificarea examinărilor de astăzi? Nu sunt, dar eu sunt maiorul cu tare. De la management, de la Institutul de Criminalistică, am pus ochii pe tine. Te luăm pentru că avem treburi de făcut cu psihologul. Ne trebuie psiholog. Noi nu facem psihologi. Ne-am interesat prin sursele noastre, nu-i problema ta. Și te luăm pe tine. Dom'le, mai sunt colegi foarte buni, cu tare dădeam eu socotesc când am auzit de criminalistică, de miliție, ordine, disciplină. Păi la spital eram un prinț, un răsfățat cu toți colegii mei. Dădeam socotesc, nu mai cotești, mergi la noi acolo. Și în felul acesta... Ați ajuns în Ministerul de Interne. Am ajuns în Ministerul de Interne. Deci, fii atentă. N-am avut vise de alea, mă, să citesc pe rocambole, să citesc pe nu știu cine, să mă fac polițist cu Sherlock Holmes, cu nu știu ce. Dimpotrivă, am fugit de poliție ca de dracu, prin piețele sârbilor, pe unde făceam business, cum spune Adela. De ce fugi de aia dai? De ce fugi de aia dai? De ce fugi de aia dai? Domn profesor, aș vrea... Și pe urmă, gata, am plecat înainte, specializări, aducerea detectoarelor de comportament simulat în țară, antrenarea altor psihologi, crearea centrelor de detecție. Primele 6 le-am făcut cu mâinile mele. Și tapizate, și făcute, și spațiile, și tot. Și eu că ați spus foarte mult suflet. Mult suflet în chestia mult asta. Mult suflet, mult timp. Da. Am antrenat psihologi. Eu m-am specializat afară, dar nu asta e problema. Am putut să-mi specializez specialiștii mei și am dat duma în ei. În generația mea, 11 criminali în serie pe care avusese țara asta, unii cu vechime de 3, 4, 5 ani de când își făcuse năzdrăvăniile, i-am adus, i-am supus detectorului, mie mi s-au mărturisit. Unde sunt și cadavrele, unde sunt bijuteriile, unde... totul făcut probator. I-a trecut prin ceea ce se cheamă machina de la verità. Bravo, uite, italienii m-au chemat și am ținut acolo conferințe la Aula Chestura din Roma, la Universitatea Sapienza, exact pe ceea ce spui tu, parcă văd afișele. Il colonel Butoi Tudorel de la România, machina de la verità, și colpii în serie, vinovații de crimă. Știți, dacă mi-a plăcut psihologia judiciară. Ți-a plăcut, ai fost preferata noastră și ți-a plăcut mult. Și cam asta a fost. Deci, domn profesor, dacă rămânem în perimetrul ăsta al Ministerului de Interne, aș vrea să-mi vorbiți un pic despre aceste evaluări psihologice care se fac la cadrele, la cadrele din minister. Și de ce, nu evidențiază ele momentele în care în carieră unii o mai iau razna? Nu am avut și ce deloc, lipsește? Ce lipsește? Nu am avut deloc tangență cu activitatea de selecție, orientare profesională și promovare. Dar o cunoașteți. În care testul de investigație psihologică ar trebui să fie fundamental. Dar categoric o cunosc, pentru că am trecut eu însăși prin ea. O două zile m-au ținut cu teste de toate felurile, cu oameni și-au făcut treaba. Pe mine m-au distrat alea, nu erau probleme. Și atunci lucrurile stau în felul următor. Ele sunt testări periodice, adică secțiuni cum faci în ceapă, da?
testări periodice. Uh-huh. Și la data respectivă, ofițerul obține un calificativ și avizul de apt psihic. Și se duce mai departe. Ce lipsește? Păi lipsește reîntoarcerea în practică. Eu când mi-am selecționat psihologii mei, cei 6 psihologi în centrele Cluj, Brașov, Cutare, Constanța, când le-am făcut, eu am mers cu ei poate 4-5 ani în muncă cot la cot. Se trezeau cu mine la Cluj. Care sunt suspecții? Ăștia. Ce facem, Ioane? Un mare specialist acolo de la Cluj. Asta. Hai la Constanța. Hai încolo. Adică aveam o relație de prietenie și de... Le știați și problemele. Problemele și toate astea. Ei, acest lucru se putea face cu cei 5-6 psihologi ai mei. Dar psihologii din Ministerul de Interne trebuie să facă asta cu zecile și sutele lor de angajați. N-au nici forța, nici uneori priceperea sau competența, nici baza materială ca să poată să o facă. Eu înțeleg așa, nici pasiune. Că psihologul, dacă are pasiune, se duce la pomul de iarnă al secției de poliție, unde vin copiii, familia, cu tare, mai dă la unul cât un bobârnac, îl mai întreabă ce face cu școala, mai discută cu câte o soție vexată că soțul nu prea vine pe acasă sau dacă vine obosit. Sau bea cam mult. Sau bea cam mult sau nu știu ce. Numai în sensul acesta, ascultați-mă, psihologii din structuri, numai îmbinând activitatea de selecție și de orientare în laboratoare cu activitatea practică, puteți rezolva probleme. Pe urmă, faceți-vă o rubrică cu cazurile problemă pe secție. La secția Cutare e unul care a vrut să se sinucidă. N-a reușit. Vino la mine să stăm de vorbă. E unul care cam bea și reușește împleticit să meargă prin unitate. Vino la mine să stăm de vorbă. Și așa mai departe, ca să psihologul trebuie să fie o prezență activă, sprijin, reazăm, încredere pentru colectivele de polițiști. Și în felul acesta va putea să surmonteze ceea ce avem acum. A fost acum o lună, s-au sinucis 2 polițiști, o polițistă și un polițist s-au pușcat în cap, din păcate. Unul după altul intră în combinațiile astea nenorocite în care banii și puterea. Și puterea și influența și așa mai departe devine scopul vieții nătărăului. Uite-te, bă, frate, în urma și în viața ta și în fața ta, cum apare un soare, cum ți se joacă nepoții sau copiii, cum ești mulțumit în deplinătatea episoadelor tale de iubire, de dragoste, cu familia, mă rog, cu toți ceilalți. Uită-te în lume, umblă în Europa să vezi ce se întâmplă în alte civilizații. Nu te duce, mă, după bani, disperatule, pentru că banii te duc în cap. Ascultați-mă cei care vă spun. Aud, polițist îndatorat la cămătari. Măi, sunteți nebuni? Cum să faceți, mă, asta? Polițist cu datorii, polițist care a băgat vastul pe unde a avut el loc să pună mâna pe bani. Polițist mână în mână cu dealerii de droguri. Exact, iată. Grav. Astea, foarte grav. Și deci ca soluție, pușcăria direct. Aici nu se discută. Pușcărie, pentru că în tine există germenul acesta infracțional și nu poți să fii în două luntri. Nu poți. Domnul profesor, este societatea românească cumva un teren foarte fertil, așa să spunem, pentru comportamente deviante? Da, este și atragem atenția de mult. Eu am explicat de mult că exercițiul aplicării legii este insuficient pentru a putea să-i dea polițistului autoritatea să știe și să mă asculte de mine și azi. Oamenii cu care am discutat de-a lungul vieții și fără îndoială că nu sunt academicieni și nu știu ce, sunt interlopi, ăștia cu care mă văd eu pe bulevard toată ziua, au față de mine teamă și respect, că mă ascult acum. Ei știu despre ce e vorba. Teamă și respect. Și eu îi respect pe ei și îi ajut în toate împrejurările în care pot să-i ajut, să-i îndrum pe ei, pe copiii lor, familiile lor, etc. Pentru că toți suntem făcuți de Dumnezeu și facem parte din același aluat. Însă, modurile de operare asupra cărora am atras noi atenția au venit cu forță aici în țară. Păi discutam noi de
prostituție infantilă, de fată de 12 ani, de 13 ani, de 14 ani, băgată în rețea de prostituție și în rețele pedofilice. Foarte mult. Foarte mult de cazuri. Foarte mult. Dar ce mă deranjează acum, că discutăm pe modul realist? Acum, pe la Iași, pe undeva, s-a încetat urmărirea penală și a fost scos de sub învinuire un traficant de minore. Mai de unăzi un ucigaș cu viol și moarte, sechestrează cele două fetițe, le răpește libertatea și le violează. Ei, pentru a avea o societate care să aibă față de autoritate respect și teamă, trebuie ca și legea pe care autoritatea o implementează să poată să creeze aceste două trăiri, teama și respectul. Păi, măi Adina, voi ați învățat la școală de cercetarea sub control judiciar, în libertate, acasă. Deci avem loviri, violențe, victimele cu ochii umflați, cu maxilarele sparte. Și îl trimite acasă. Îl trimite acasă, mă. Și cercetează cazul cu omul în arest la domiciliu. Ca să mai bumbăcească un pic. Deci iată soția, cât de frumos accentuezi. Tu pui acum în discuție ceea ce judecătorul ăla trebuia să știe în înțelepciunea lui, că trimiterea acasă și cercetarea în stare de libertate se cătuiește de rolul preventiv de intimidarea altora pretabili. Păi când ăla vede, se uită peste gard și te vede acasă stând în șezlong, face și el la fel. Deci rolul intimidant al pedepsei este zero cu asemenea lucruri. Așa este. Mai departe, cercetarea în stare de arest. Lumea nu înțelege. Dar nu numai lumea, dar și magistrații văd că pierd sensul legii. Mereu le-am atras atenția din anul întâi. Va trebui să vă faceți meseria. Pentru că ați fost profesor și la Institutul Național al Magistraturii. La Institutul Magistraturii, la facultăți de drept, la psihologie și așa mai departe. Le spuneam tinerilor magistrați, la Institutul de Magistratură, domnilor magistrați, trebuie să judecați în exigențele legii și în spiritul legii, că nu e lege pentru fiecare comportament, ci aduci la, că trec de la una la alta, în spiritul legii și în, n-a intrat echipa asta de polițiști și de procurori peste Dincă, zdruncinatul mai nou scriitor, e scriitor mai nou acum. Da, o să vă întreb separat un pic despre Caracal. Da, să lămuriți totul acum. Ca să aștepte ora 6 de dimineață. Procurorul, polițiștii. De ce? Că legea spune să nu te duci să deranjezi omul înainte de ora 6. Omul este în bioritmul lui, cu familia lui, dorm copii. Se puteau găsi soluții, domnul profesor. Doar știm. Dar spiritul legii. Se puteau legii. Găsi soluții. Nu, dar avem. Să intri înainte. Sigur, spiritul legii vorbește de împrejurări justificative. Iacă-te. Deci legea se respectă, dar în situația împrejurărilor justificative se încalcă nevoia mandatului și intri peste ăla, că e vorba de viață, de libertate. Bineînțeles. Deci nu mai sunt departe de spiritul legii. Sunt mecanic în aplicarea măsurii. Și arestul, ca să o definim da. Și pe asta, asta este o custodie pe care statul și-o asumă să te aresteze, adică să-ți îngrădească libertățile și drepturile pe o perioadă temporară, când statul îți dă mâncare, statul îți dă cazare, statul are grija ta, statul te îmbracă, statul te educă și datorită stării de arest își poate face treaba bine polițistul. Are de făcut confruntări, are de făcut interogatorii, are de făcut cercetări la fața locului unde te ia și pe tine în calitate de persoană care trebuie să vezi că s-a desfășurat legal cercetarea feței locului legate faptele tale și în egală măsură în custodia polițienească a arestului. Nu poți influența martorii, nu poți strânge probe false, nu te sinucizi, nu ucizi și nu fugi. Deci iată partea conservatoare pozitivă a arestului, pe care cetățenii și lumea o aplaudă că vrea să-i se facă act de dreptate. Sunt multe de lămurit, Adela. Multe, multe, multe. Domnul profesor, să trecem un pic la politică, pentru că dumneavoastră vorbeați de
activitatea de profiler, da? Avem o grămadă de politici în un spectru foarte larg. Pe cine îl vedeți picat la un test poligraf dintre liderii politici? Nu vreau să iei pe terenul ăsta, pentru că eu sunt structurat profesional într-un anume fel. La mine ar trebui, dacă ar trebui să fac investigația psihologică a unor oameni de asemenea responsabilități, uriașe responsabilități, ei ar trebui să-mi răspundă testelor de personalitate. Sunt mincinoși? Proiective, Rorschach, Zondi, Lusher, Rosenzweig și cam Udors Matius și cam pe aici m-aș opri. Păi, dragă Adin, arată câți psihologi în viață sunt care știu să lucreze cu aceste tehnici proiective. Un Rorschach îți ia 2 ore. Zondi la fel. Trebuie să le știi, să le interpretezi, să le nuanțezi, să mai ai contactul post-testare o dată sau de 2 ori cu persoana respectivă. Și la exigențele mele pe care le am față de tehnici proiective, cred că i-aș pica pe toți. Aș pica, sigur. Las la o parte dacă ar mai trebui să facem investigații pe tehnica comportamentelor simulate, supuși la detector. Da, de comportamente simulate. Ai luat banul, ai făcut complicitate cu hoțul, ai manevrat licitația, ai făcut asta. Eu cred că ar fi într-un mare pericol detectoarele de minciuni din cabinetele. Nu, pentru că mulți sunt foarte mincinoși, să înțeleg. Sigur că da, conduitele lor duplicitare, nu vedeți că ei nu se mai opresc din... O să facem. O să facem. Vom lua măsuri. Mâine convoc cabinetul de miniștri. Păi mâine nu știu ce fac. Băi, nene, și vom mări pensiile. Vom mări pensiile. Acum vreau să adresez așa și o mustrare prietenească cetățenilor acestei țări. Măi, oameni buni, când vi s-a încredințat și vi s-a dat libertatea de a vota, în comună, la sat, în oraș, nu știu, la votul, până sus. Bă, de ce ați irosit șansa de a-l întreba pe ăla ce ai făcut, mă, tu? Nu să căscați gura la ce o să facă el. Eu o să fac, o să cutare. Nu, mă, ce ai făcut? Și ăla vine și zice, băi, eu am înființat o gogoșerie. Da? Bun. Am 4 muncitori, am 2 nepoate de-ale mele în gogoșerie, am spațiul meu închiriat și poftesc la gogoși și la covrigi. Bă, pe ăsta îl alegem. De ce? A făcut ăsta, a făcut, că trebuie să dea salarii, trebuie să aibă șofer, trebuie să plătească impozit. Poți, mă? Cum să nu pot? Ies pe plus de fiecare dată. Deci omul ăsta mi-a demonstrat. Altul a făcut o cizmărie, altul a făcut o fabrică, o uzină și un spital. Trebuie să fim atenți la viitoarea votare. Alții zic că au făcut revoluții și nu le-au făcut. Sigur. Da. S-a mers prea departe caricaturându-se cu promisiunea. Și stau și mă uit la o grămadă dintre noi prostiți de ce spune ăla că o să facă, ce are în gând, să nu știu ce. De-aia să vă întreb pe voi acum. Distinși politicieni, că m-ați atacat cu această cercetare, urmărire penală în stare de arest la domiciliu și așa mai departe, că e și inegalitate de tratament. Unul are domiciliu în vilă, altul în Moldova, într-o casă de chirpici. Fiecare este arestat la domiciliu. Egalitatea de tratament, principiul de drept, ce faceți cu ea? Dar eu vă întreb pe voi acum următorul lucru. Măi, fraților, există în politica, în intenția vreunuia dintre ăștia să facă un penitenciar european? Ați auzit această treabă vreodată? Sunt 2 proiecte. Păi proiecte să le vedem făcute, că să de asta discutăm. Făcute. Dar, domnul profesor, pentru că dacă am avea locuri de detenție, pe mine n-au cum să mă șmechelească. Dacă ar avea locuri de detenție, ar trimite în detenție. Că sunt locuri în detenție. Da? Dar n-au locuri. Pe supraaglomerare. Și să fac, sigur că da, este supraaglomerare, e nenorocire. Și atunci să facă și pușcăria, să o facă tot la ei acasă. Pe banii lor, pe cheltuiala lor, etc. A, și pentru că ați adus vorba despre asta, despre penitenciar, despre viața în penitenciar. Cum credeți că se face reinserția asta? Că eu n-am prea văzut această reinserție să dea roade. Păi, mai deloc. Da. Pentru faptul că există o fractură între ce se construiește în penitenciar ca personalitate, contactul cu psihologii, cu sociologii, cu juriștii,
orele de învățământ din ăsta juridic, uite ce se face, uite cum se face, uite cum se interpretează legea, uite unde puteți greși și așa mai departe, la care se adaugă o brumă de meserie pe care o învață în penitenciar, de prinderi în diverse lucruri, se fracturează cu dezinteresul total al nostru, al societății, exact, vis-a-vis de deținuții ăștia. Gata, mă, ce ai făcut? Păi am făcut, uite, acum aș vrea și eu să mă apuc de ceva. Treaba ta, apucă. Și că ai cazier? Nu te angajezi? Nu te angajezi că ai cazier. Și atunci de unde reinserție? Și atunci de unde reinserție? Și de acolo și recidivă. Păi sigur că omul seara se întâlnește cu alt ovară. Dacă n-are ce mânca... Ia un pont, bravo. Dacă n-are ce mânca, atunci automat se întoarce înapoi în penitenciar ca să mănânce din banii statului, adică din ai noștri. Americanii vorbesc despre crima economică, criminologii Shatterland, Cressy și ceilalți, vorbesc de treaba aceasta și anume că omul se duce spre infracțiune mânat de nevoile piramidei bazale ale lui Maslow, adăpost, hrană, sex și așa mai departe. Pe urmă, când se iese din închisoare, dintr-un regim privativ, se întâlnește deținutul nostru cu provocări extraordinare care îi incită și îi readuc în stările de a fi trăite de instinctualități hedonice. Se întâlnește cu sexualitatea. Exact. Păi e vreun program în televiziune să n-ai, să n-ai dezbrăcatele, jargonatele, botoxatele, etc., etc., pe care deținutul meu le vede, îl incită. Iese pe bulevard, imediat e pus la punct cu casele care există și în care se prestează sexual cu minore din astea. Dincolo de asta, tovarășii abia l-așteaptă. Mișul a ieșit, ai păcălit, să moară mama, a fost boierie în pușcărie, zice el. Păi nu bem și noi ceva, ba da. Și se duce în patima consumului de alcool, din patima consumului de alcool în patima jocurilor de noroc. Păi am aici pacienți în cabinet, vin floreresele cu ei. Domnul doctor, mi-au vândut casa, mi-au vândut mașina. Bărbații nepoților care sunt grămadă pe jocurile de noroc. Iluzia asta că va da marea lovitură și așa mai departe, îi hrănește pe unii dintre ei. Da, domnul profesor, pentru că... Și, repet, pe fondul acesta de dezinhibiție, lipsă de respect, lipsă de teamă față de autoritate, apare iubita mea, ce crezi? Apare, fratele meu, recrudescența infracțională. Adică se intră în casă peste cetățean, mai ales la țară, că pe mine e greu să mă păcălească cineva. La țară, vă spun eu, vine tâlharul noaptea la două, bate în ferestruica aia mică, aprins lampa și îți spune, stai în casă să nu ieși că ți-au gâtul. Și ce să facă bietul bătrân? Rămâne în casă. Timpul în care tâlharii se duc în grajd, îi taie vaca, dezarticulează, îi lasă căpățâna și niște copite și dacă îi mai lasă și pielea, pune carnea în saci, a urcat în mașină și a plecat în alt județ, în alte părți, unde are el blat cu măcelarii, cu astea, cu nu știu ce. Păi în ce lume trăim? Cum să viețuiască a doua zi bietul om? Vaca nu mai e, porcul nu mai e și el a stat în camera lui sub amenințarea aia taganilor. Deci trăim la ora actuală în societate, în societate între frică și, sau mai bine zis, teroarea dictaturii și dictatura în sine, în mediul social. Este într-adevăr a celor mai puternici asupra celor slabi. Și mai vine și dictatura de la foame, foamea, și de la restricții. Și nu vedeți că trăim într-o înșelăciune pandemică totală. Da, domnul profesor, că ați atins acest subiect cu pandemia. Ce a făcut pandemia așa din oameni? Cum a săpat în conștiință, în comportamentul lor? Ați identificat comportamente deviante, să spunem așa, din cauza pandemiei? I-a speriat pe oameni. A intrat în oameni anxiozitatea și depresia. Pentru că la povestea asta pandemică a achiesat toată suflarea mass media. Toate posturile de televiziune din Europa și din lume au suflat în făcătura lui OMS. Știi ce e OMS? OMS e Organizația Mondială a Sănătății. Da.
cu niște vremelnici care ocupă posturile alea și care, toți având interese în industria farmaceutică de toate felurile, așa, unde se rostogolesc miliardele, au avut interesul să le vândă. Cui? Păi n-ați auzit, mă, că la Timișoara nu mai sunt locuri. Paturile sunt ocupate. N-ați auzit că vin alea, cum le spune, mă, izoletele sau ce dracului erau alea. Se fac corturi, spitale de campanie, etc. Miliarde și miliarde cheltuite. Cheltuite. De care n-a răspuns nimeni până acum. N-a răspuns nimeni, sigur, și nici nu e problema mea. O să fie problema unora. Că eu știu că nu scapă nimeni. Nimeni nu scapă. Nepedepsit pentru faptele lui. De ce? Adevărul e deasupra, adevărul țipă, adevărul strigă și mai devreme sau mai târziu. Deci astea sunt niște înșelătorii. Înșelătorii. În oameni s-a instalat teama, au devenit mai prudenți și au pus măștile pe cap. Parcă erau zombi. Dar de ce atâtea divorțuri după pandemie? Au apărut probleme de genul acesta, de conflictualitate în cuplu. Vin la mine oameni la cabinet. Mă uit la ei și ei la mine, ne vedem pentru prima dată, știi ce îmi spun? Zice, domnul doctor, am ajuns la dumneavoastră foarte greu, cu tare, în sfârșit, tale lor. Bine, acum ați ajuns, ziceți care-i poveste. Domnule, eu sunt trist. Ce ești, domnule? Trist. Păi n-am citit niciunde de vreun diagnostic de boală trist. Abătut, sunt trist. Că sufăr de abatere, omul, cum s-ar spune. Omul este anxios, își trăiește de cazul. Și încep cu fiecare din ei să facă așa zisele terapii. Și de ce nu vin la psiholog? Pentru că mulți din ei nici măcar nu se duc. Nu se duc la psihiatru, pentru că în societatea aceasta există, să spunem, Etichetarea, vai, nu mă duc la psihiatru, zice lumea că-s nebun. De parcă toate, să spunem, afecțiunile ar... fi nebunii. Păi să invităm să vină la cabinetul de psihologie, pentru că, iată, sunt un exemplu viu. Ca să aibă o viață mai normală, nu? Da. Și fii atent, după ce discut cu omul problematica lui și îl întreb ce profesie ai, sunt IT-ist. Bravo. Ai loc de muncă? Da. Unde? La o multinațională. Păi și atunci, ce te apuca, mă, tristețea? Vede că îl încolțesc. N-are unde să se... Ce, domn doctor... Eu vă spun așa, că s-ar putea să mă și îmbolnăvesc. Deci sare dintr-una în alta. Păi, e sănătos? Da, acum alerg în jurul blocului, fac ture. Deci, păi și atunci de unde ești? El trebuie să se ascundă undeva. Și îmi spune că s-ar putea să se îmbolnăvească. Nu vedeți la televizor, zice, câți oameni se îmbolnăvesc? A murit o cunoștință de-a mea de 45 de ani. Și ce vrem să te subrogi acolo, în chestia aia? Deci e mult de lucrat cu ei și spun și eu, repet, invitația ta sau sugestia de a venim în cabinetele de psihologie, să stați de vorbă cu noi, că foarte mulți, dincolo de a fi psihologi, suntem haladiți, suntem trecuți prin viață. Nu v-am zis că prindeam țaizări la pereninți și eu cam barbut. Domn profesor. Dar fii atent aici, da. Că vă dau un premier. Așa. La selecția mea pentru... miliție, domnul general Jean Moldoveanu, Dumnezeu să-l țină în amintirea noastră, că discutăm de oameni care au fost cunoscuți și sunt poate unii în viață, fusese plecat în Germania, se întâlneau polițiile statelor socialiste. Și vine omul. Eu pe urmă am aflat că mandatul de a selecționa un psiholog pentru toate lucrurile astea l-avea de sus, de tot. Și zice... ați rezolvat problema angajării psihologului. Și acum zice Vasile, șeful de cabinet. Și zice, cheamă-l pe generalul X, pe Buzea, generalul Buzea. Și vine domnul general Buzea cu dosarele. Și le pune frumos în fața generalului Jean Moldovan, repet, șeful miliției din vremurile alea. Și bă, și-a aprins o țigară, Kent fuma, și-a luat dosarele astea la rând. Și a zăbovit pe fiecare vreo 10 minute. Al doilea, ultimul, că au fost 5 candidați, îi salut pe cei care se știu că au fost mult mai buni ca mine, mult mai buni studenți ca lumea cu tare. Și pe la al tău s-a mai uitat odată, a mai aprins o țigară, la dosarul meu.
După care a cerut un stilou, îmi cerea mie un stilou de la mare, Pelican, cu iar de stilou, să se treacă urgent la recrutarea psihologului. Punct! Și domnul general Buzea a zis, tu, general, pe la ăsta v-ați oprit. Da, pe ăsta. Păi, uitați, mai avem pe aici, ceilalți au avut medii mai mari, mai cutare. Au avut medii mai mari, dar ia uite-te, mă, la fișa de observație, de reputație socială al ăsta pe care l-am selecționat eu. Ia uite-te. La 12 ani a trecut Dunărea în nord la sârbi. Bă, care știți ce e notul? Întrebați-mă pe mine cum e să traversez fluviul Dunărea. Și nu numai o dată, de vreo două ori, câtă bătaie am luat de la grănicer, dracii m-au găsit și amenzi ce le-a dat la părinții mei pe vremurile alea. Deci Dunărea a trecut-o, da? Cu ăia de la 12 ani, un copil. Că ne duceam la șlepul, ne făceam că ne bălăceam, că nu știu ce, și bum, plecam 4-5. Nu mai aveau ce să ne facă. Când eram în firul Dunării, îi salutam. Așa. Uite încăierările cu ăia din Schela. Da? Ia uite. Încăierări, amenzi, cutare, cutare. Ia uite. Jocuri. Toate jocurile de noroc, de cutare, de cutare. Păi mie ăsta îmi trebuie, mă, în București. Nu-mi trebuie ăștia-i voștri din eprubetă. Mi-ați amintit de judecătorul Giovanni Falcone. Deci, și el provenea din... Tot din mediile acestea mai sărace. Mai infracționalității și al mafiei. Deci el știa comportamentul. Păi așa a fost și cu mine. Poate. Așa și cu dumneavoastră, da. Când am început, iar îți mai povestesc lucruri frumoase. Uite, mă provoci. Fac eu specializările la Rijeka, la Scris, la Zagreb, la Belgrad, în sfârșit cu patronaj american, cu astea. Vin înapoi, expert specializat în tehnică poligrafă. Mi-aduc acum și acum aminte cauze concrete în care lucrasem cu sârbii. Și salut și pe ei cu ocazia asta. Și nu vin aparatele. Nu vin azi, nu vin mâine, nu vin poimâine. Eu mi-am făcut de rost pe la Institutul de Criminalistică și mi-a prins bine în viață. Pentru că am fișat biblioteca cu cărțile de specialitate. Nu exista catastrofă sau eveniment mai gogonat la care să nu fiu și eu băgat în echipa operativă. Dar ce să fac? Să car trusele, lămpile cu care se făceau fotografii, camerele video, că nu aveam aceste specialități. Eu eram și se investiseră în mine bani pentru detecția comportamentelor simulate și înființarea pentru prima dată acestor detectoare în România. Și ce zice generalul Anghelescu, o altă personalitate? N-am fost rudă. Da, dar sunt, aveți trăsături frumoase de caracter. Nu? Mulțumesc. Da. Zice, băi, ia vină cu acea, mă. Bă, nu pot să te mai țin aici. Păi aici am biologi, am chimiști, am fizicieni, am dactiloscopi, grafoscopi. Și la bilanțurile profesionale, tu spui că ai fost la Valea Jiului, la catastrofă și ai ținut luminile ca să facă ăia fotografii. Nu mai merge. Ia, ușcheală la capitală. Că am vorbit cu generalul Diamandescu, o altă personalitate elitistă, plină de noblețe, să te ia și să te dea pe stradă. Să dea pe stradă, că tu ești înalt, ai făcut sport, ai brand, ești mecherit și mergi acolo în echipele lui. Și uite-mă pe mine la capitală, îmbrăcat frumos, ofițer de miliție, îmi plăcea mult să umblu în uniformă și așa mai departe. Mă prezint, era într-o ședință cu elitele capitalei. Da, el este băiatul, o să vină într-un stagiu la noi de acomodare cu lumea interlopă, cu cutare, cu nu știu ce. Negulescu le-i la tine, la omoruri, îi zice unei mari legende, colonelul Negulescu, ne aude lumea, știe. Negulescu, ce să fac cu el, domne? Ia-l la omoruri, la echipa aia ta. Bă, ai văzut vreun mort? Eu i-am explicat că am mai văzut și eu morți. Băi, uite care e treaba. Nu te iau că nu știi. Am frecvente omoruri cu autor necunoscut. Nu mă apuc să te dădăcesc pe tine. Tu ești psiholog. Psihologii ăștia se ocupă cu oia vii, nu cu oia morți. Deci, pa! Există și psihologia crimei. Băi, n-auzi ce spun. Fii atent. În plenul altor șefi de compartimente să ți se spună o chestie ca asta. Copii, treceți peste orice fel de obstacole, aveți încredere în voi. Zice, Nicolae, ia la tine, la spargeri. Nicolae, legendă.
Ăsta zice, mă, tu ai deschis vreun safe vreodată? Ce să deschid? Safe cu cheie potrivită, cu pontoarcă, cu agrafă. Cu agrafă. N-am făcut de asta. Păi atunci nu le iau nici eu. Buf! Deci, cred că locul lui ar fi la Tâlhării. Acolo e cu mardală, cu astea. Îl iei, mă, la tine, îi zice lui Silviu, lui Peclau, nu să-l odihnească, mare prieten cu mine, mare, 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 și multe tâlhării am rezolvat împreună. Ăsta zice, la ce oră te trezești dimineața? Eu, cine a zis? Peclau, mie, ofițerul. Eu am, m-am cam prins așa, zic, la ora 7 sunt treaz, sunt bun de muncă. Cu du-te, bă, de aici, că la 7 noi venim cu ei din țară, căpăciți, bătuți, intrat peste ei. Și tu la 7 vii la muncă, nu te iau că ești leneș. Mă, înțeles? În plen, în plen de legende, știi, erau șef de compartiment. Ăla nu, ăla nu. Se trezește bietul Stanciu Marian, un om care îi poartă o recunoștință deosebită, bun camarad. Dați-mi-l mie, mă. Eu mă uit, era prin spatele colectivului, citea ziare el, Stanciu. Zice, îl iau la mine, la diverse. Deci chestia cu diverse e realitate. Da, 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 da. Linie de muncă diverse. Da. Cu ce se ocupă, mă, îl întreb eu pe Blat. Lasă-mă că aici e mișto. Sunt jmenarii, sunt curvele, sunt tâlharii, sunt cutare, sunt cutare, tot ce găsim pe stradă. Și iată-mă pe mine, că lumea mă știe, în halat, de la televizor și așa mai departe. Stăpânez munca, n-am cu cine și de la cine să iau lecții eu. Dar problema este că 4 ani de zile am bătut bulevardele astea. Unirii, Ghencea, Magheru, Rahova, Pantelimon, etc. Le-am bătut cu picioarele și cu echipele noastre, cu jeepurile alea de care fugeau toți. Când apărea gazul de la miliție, fugeau dracului, se duceau toți. Acum vorbesc ăștia de lume interlop, auzi, de clanuri. Păi pe vremea noastră exista clan. Mai erau și alte secrete profesionale. Spre exemplu, noi, în vremurile acelea, în stradă, la opoziția infractorului, nu-ți dau buletin, nu cu tare, în stradă îi băteam, de-i scoteam din ghete. Noi îi duceam la prăvălie și acolo nu ne mai ocupam de ei, atingându-i nici cu o floare. Da, numai că dar nu era stradă. Pe cercetare disciplinară. Păi cum pe să vremea fac? Păi dar cum să... Dar ți-a admitea treaba asta? Cum adică să poată ăla să-mi dea mie peste chipiu, să mă întrebe dacă am aprobare? Acum dai cu subsemnatul pe cercetare disciplinară. Atunci ne ascultă aceste discuții dintre noi, să ia notă și act și să pună ordine în lucrurile acestea. Să facă pentru ofițerii operativi, că mă ascultă, proceduri operative care să fie în sprijinul lor. Că altfel spuma de pe ciorba infracționalității se umflă și dă peste noi și ne mai și mirăm. Deci riposta anticrimului în stradă o știa orice locotenent de poliție. Că tușe în secunda 2 și după în dubă și la prăvălie. Domnul profesor, da, pentru că ne apropiem de final, vreau să vă întreb, sunteți psiholog, deci vor toate femeile, cam o curiozitate, să semene cu Barbie. Așa, spre ce ne îndreptăm? Spre pierderea identității? Nu, ne îndreptăm spre hăituirea modelelor. Deci toate adolescentele noastre, tine, voi și studentele mele, masterandele, hăituiesc modelele. Adică le urmăresc pe aceste modele, le imită și le interiorizează de ajung să se transforme și să le imite și sufletește. Da? Cumplit. Cumplit. Tehnicile care vin în întâmpinarea lor, de asemenea, sunt de un rafinament deosebit. Astăzi, acidul, botoxul, transplanturile de toate felurile și așa mai departe. Lifting-uri la 20 și ceva de ani. Da, sigur că da. Ele se duc către această păpușă, fără să își dea seama, și eu le spun lor cu toată dragostea și plăcerea, că fetelor, în acest turnir vă veți epuiza. Vă veți epuiza, vă veți consuma, vă veți altera personalitatea și veți fi perdante. Nu vreau să vă spun soarta atâtor fete care au ieșuat în grupări
în care au practicat inițial prestația sexuală, dar le-a plăcut pormă să pună. Gendama de companie. Le-a plăcut pormă să pună și mâna și să fure de la ăla a cărei companie o făcea, până s-a dus omul la baie, ea a și făcut controlul portofelelor la haine. În egală măsură sunt dirijate de tâlhari și de hoți ce și cum să faceți și vi se bagă pe gât fel de fel de parteneriate în care vă veți împodmoli și o dați în drog, în băutură și terminați jucării stricate. Vedeți-vă dracu de treabă că sunt facultăți pe cheiul gârlei vă 6 facultăți. Duceți-vă, învățați carte, învățați cât de cât. Desprindeți-vă de plutonul acesta al imitației ușoare, facile și obțineți independența financiară. Să nu disprețuiți munca, să nu fugiți de muncă, de orice fel. Munca, de orice fel, e utilă altuia. Își găsește loc undeva pentru a avea independență financiară și a nu depinde de, că acum fac un alt profil, de bărbații timpurilor noastre, care sunt bărbați plictisiți. Sunt pe grabă, nu se implică, nu intră în miza și riscul căsniciei modelelor trecute și așa mai departe. Sunt foarte grăbiți. Și după ce se consumă atracția aceasta, să vedeți că vă uită numărul de telefon. Începe să plângeți, să deznădăjduiți, veniți la psihologi. Eu aș zice că e timpul bărbaților neasumați. Exact. Perfect, cuvântul ăsta este, de fapt, ce spuneam eu. Nu își asumă, nu mai au ei timp. Sunt și ăștia prestatori și cu asta gata. Cum influențează rețelele astea de socializare copiii? Trăim o perioadă virtuală, o să ne robotizăm cu totul așa? Sunt trenduri. Am văzut și foarte multe suiciduri la nivel global, vorbesc, de la această demență cu rețelele de socializare. Eu recunosc, n-am Facebook, n-am Twitter, n-am Instagram. Nu. Eu îi sfătuiesc să aibă toate astea și să nu refuze niciun fel de informație. Niciun fel de informație. Informațiile toate de unde vin sunt utile în sensul că te pun în fața unor realități. De la o vârstă încolo, când știi să conștientizezi binele și răul. Dar trebuie să filtrezi. Exact. Aici e povestea. Cum am prieteni, bă, nu mai vreau televizor pentru că sunt prea multe chestii. Bă, uită-te și află ce se întâmplă, cum se întâmplă, chiar dacă este realitate, chiar dacă este conspirație sau... Dar judecă-le tu. Și atins un lucru extraordinar și anume maturitatea și responsabilitatea. Toți părinții care ne ascultă, până la 18 ani ai copilului, ești responsabil de creștere, educație și sănătate. Fiind preajma lui, dirijează-i zonele în care îi dai acces în funcție de vârstă. Voi ați văzut ce reportaje am avut eu sub titlu Jos labele de pe copii ticăloșilor. Acum când au încercat anul trecut să introducă legea sexualității în școală, am fost vocea cea mai vehementă din această țară. Jos labele de pe copii ticăloșilor, pentru că cunoașterea unor realități care te duc în zona hedonist sexuală se face odată cu vârsta. Crești în vârstă, faci pe la școală anatomie, fiziologie, mai poți discuta mai amplu cu părinții, etc., etc. Și nici nu te aștepți când pe la 17 ani o pupi pe Lizuca prin Cismigiu și sunteți prieteni și iubiți. Dar nu-mi face tu mie din copii de 3 ani, 5 ani generație de onaniști. Păi scria în intențiile lor, trebuie copiilor să nu le interzicem să-și cunoască plăcerile mângâierilor sexuale, mă nebunilor. Păi nu știți ce e mângâierea sexuală? Este onanism. Nu mai învață copilul tău nici tabletă, nici nimic. Se ocupă de a-și mângâia prin reciprocitate organele sexuale și a atinge aceste plăceri. Domnul profesor, ultimă întrebare. Așa cine zici, a fost cea mai... Ultima. Cine a fost cea mai mare iubire a vieții dumneavoastră? N-am avut timp, îți repet. Deloc. N-am avut timp, nu. Pentru că eu când vorbesc de mare iubire, mă gândesc la ce am citit în adolescență. Și cred că și prin lecturile astea mi s-au epuizat interesele. Atât de frumoase sunt Ionel Teodoreanu, Drumeș și alții, care și Sebastian, care își povestesc de iubirile lor. Deci orice mi s-ar fi întâmplat de-a lungul vieții, că nu refuz o astfel de treabă,
s-a amestecat mereu cu profesia. Adică au fost relații întâmplătoare, au fost fete, balerine, actrițe, cu care noi, milițienii și ulterior polițiștii, ni s-a împletit destinul. Regretați? Nu regret absolut nimic, pentru că pe fiecare din aceste femei, dacă au existat ele, le-am respectat total, le-am dăruit afecțiune, sprijin sub toate aspectele, material și așa mai departe. Pentru că, deci până la urmă, dragostea, sub orice formă ar fi ea, merită trăită. Merită trăită, sigur. Merită să o ai. Da. Eu spun că nu a existat chestia asta frumoasă, să o iei de la 14-15 ani cu iubiri, cu cutare. La 14 ani aveam de dărâmat copaci în pădure, îmi plăcea să umblu cu cai, aveam alte zone de... Domn profesor, aveți 74 de ani. E direct. Nu? Direct. Da. La mulți ani. Mulți ani fericiți. Mulțumesc foarte încolo. Și totuși munciți. Da. Dumneavoastră munciți, dar... Uitați, magistrații, spre exemplu, sunt deja obosiți la 50, când în alte țări, spre exemplu, la 60 sunt la înalta curte. Vorbeați de o plictiseală, dar vorbeați și de o epuizare, de o uzură. Este vorba de uzura omului modern? Păi poți să zici și așa, dar este și dinspre profesie. Sau a profesiei. Da, dinspre profesie către personalitate. Da, și când nu se face o simbioză, să se întâlnească motivația profesională, incitația și așa mai departe, cu structura temperamentală a individului, cu problemele de caracter și așa mai departe, apare oboseala de care povestești. Dumneavoastră și acum mai mergeți la facultate? Da, predau la facultăți, predau în străinătate, mi-au stricat ăștia cu pandemia invitația de a preda în Italia. Am predat în Italia la Aula Chestura din Roma, la Universitatea Sapienza. Vrei să spun și de aici lucruri care se râdă? Foarte pe scurt, mă duc la Constantin Dudu Ionescu, îl salut cu respect, un mare ministru de interne care învățase munca, mă trimite în Italia într-un schimb profesional să le vorbesc italienilor. În sfârșit, intru în amfiteatru absolut superb al aulei Chestura și mă uit că noi în prezidiu eram vreo nouă eram. Francesco Bruno, mulți criminologi care mă întâmpinaseră, șefii din Chestură, și în bancă, în amfiteatrul ăla, și izolați așa, dacă erau 20. Aoleo, eu total dezamăgit, pentru că tu știi ce amfiteatre umpleam în România. Da, da. Deci aproape eram scor egal. În sfârșit, eu mi-am ținut lecția așa cum știi că fac. Așa. La nivel de vârf european, anglosaxon, american în materie. Bun. După care, colegii entuziasmați, haide să mergem la masă, am mers la masă, m-am mai bântuit ei prin Roma, mi-a arătat ruinele, Coliseum și așa mai departe, și urma predarea de după amiază, de la 6. Păi mai aveai loc să arunci un ac în amfiteatrul lor? Nu mai călcai pe doctori și pe criminaliști și pe criminologi ca pe dude. Toți erau acolo. Iată, amintiri frumoase. Aia, cum să nu? Amintire superbă. Și încă una îți spun, au scris ei acum un tratat. Dita mai Cărțoiu. Îl avem dincolo în birou. Și mi le-au trimis specialiștii italieni. Și zic ei acolo multe lucruri frumoase. Dar una n-are cum să nu mă atingă. Specialiștii italieni lucrează după metodele profesorului Butoi. Băi, specialiștii, când zici Italia, zici... criminalitate. Mult succes în continuare. Mulțumesc foarte mult. Ținem steagul sus. Mulțumesc, domnul profesor. Eu îți mulțumesc, sunt încântat pentru că ne-am văzut după atâția ani și te admir și îți urez succes în carieră și ție și colegilor. Mai mult eu pe dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Numai bine.